O justiție transparentă și corectă își doresc tinerii liceeni care au vizitat judecătorie din Glodeni. Instituția statală a organizat recent Ziua Ușelor Deschise pentru elevii Liceului Vasile Coroban. În această zi, elevii au avut acces liber în clădirea judecătoriei, au vizitat sălile de ședință și au aflat cum este organizată și cum funcționează instanța de judecată. Organizarea judecătorească este reglementată de Constituție, de prezenta lege și de alte acte legislative. Ce fac judecătorii și cum au loc procesele de judecată au aflat liceenii de la Liceul Vasile Coroban, care au fost invitați în cadrul Zilei Ușilor Deschise la judecătorie. Judecătorii le-au prezentat copiilor o informație referitor la activitatea instanței de judecată. Îmi face o deosebită plăcere că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm nespus de mult pentru aceasta. Noi v-am pregătit astăzi, în afară de turul judecătoriei pe care l-ați făcut, un mic proces improvizat. Sper că o să fie, va fi interesant. Vreau să ținem cont de faptul că, conform articolului 6 a Constituției Republicii Moldova, una din puterile statului este puterea judecătorească. Articolul 14 a Constituției spune că justiția se înfăptuiește în numele legii și numai în instanțele judecătorești. Scopul nostru pentru acest eveniment este de a ne face cunoștință cu activitatea noastră, plusurile și minusurile judecătoriei Glodeni. Mai mult ca atât, copiii au înscenat un proces de judecată pe o cauză contravențională. Se recunoaște Eduard Pânzaru vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 187, alineatul 2, literele E și F, Cod Penal al Republicii Moldova și se aplică o măsură de pedeapsă de 3 ani și 2 luni cu închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciarul pentru minori fără aplicare amenzii. Ședința de judecată se declară închisă la ora 14:00. Evenimentul este deja o tradiție pentru judecătoria din Glodeni. Felicitări și succes! Prosiniac Mariana, rol de grefier. Felicitări și succes!